Cumva ați zis că vreți un tag creativ și vesel? Păi, fix asta avem astăzi. Hai să vorbim despre parfumuri și să stăm la povești. Hai, hai! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? În ziua asta de sâmbătă, atunci o să apară acest clip, la mine nu e sâmbătă, dar astăzi este o zi frumoasă și însorită. După cum bine vedeți aici pe masă, se văd razele solare cum încearcă ele să pătrundă în cadru și o să le lăsăm, pentru că nu ne deranjează. Lumina naturală e bună, e bună când o avem, cum să nu ne bucurăm? Astăzi am pregătit pentru voi un tag. Știu că v-a fost dor de un tag, nu-i așa, pe canalul meu? Dar nu e orice fel de tag. O să vedeți că este un tag frumușel și creativ. Mi s-a părut foarte creativ. De când l-am văzut, am zis, e exact pe alea mea, exact ce îmi trebuie mie și este cu povești. Știți că mie îmi place să stau la povești, mai ales despre parfumuri și exact asta o să facem noi astăzi. Vorbim de un tag care se numește cel mai puncte-puncte parfum. Acesta a fost numele, cred că vine din engleză, the most puncte-puncte perfume, adică cel mai tare din parcare, cel mai bun într-o anumită situație. Vom vedea care sunt aceste povești, aceste situații. Am fost tăguită de buna mea prietenă aici pe YouTube, Mihaela Vâlcu, și pentru asta o mulțumesc. Știu că ea a preluat acest tag de la Andreea Ih, care a fost prima, dacă nu mă înșel, care a făcut tag-ul în limba română. El provine de undeva din Statele Unite, cineva de acolo a făcut prima acest tag, nu știu exact cine, dar asta este principiul. Dă-l mai departe, să-l facă și altul și să vedem ce este. Hai să începem cu întrebările, pentru că avem niște întrebări, de fapt, avem niște povești. Fiecare întrebare vine cu o poveste. O să înțelegeți despre ce vreau să zic când începem cu prima. Fiecare trebuie să-și facă, din câte am înțeles, propria poveste legată de un anumit tip de parfum. Eu am încercat să fac asta, că știți că îmi place să concep povești, să imaginez tot felul de lucruri. Am încercat, dar am mai și preluat câteva povești care mie mi s-au părut interesante și mi se păreau că oricum e ceva ce se potrivește și cam mare aș fi zis același lucru, deci am zis să spun poveștile așa cum le-au zis și fetele, unele din ele, la altele am mai umblat eu nițeluș, o să vedeți. Bun, cel mai încrezător parfum. Aici ce poveste mi-am imaginat eu? Dacă știți cumva emisiunea How to Look Good Naked, care se aduce în fel de cum să arăți bine dezbrăcată. Era vorba de femei care erau puse să defileze pe un podium fața unei mulțimi, într-un mall, parcă era, nu mai știu, și erau ajutate de un personaj foarte simpatic, numit Gok, dacă nu mă știu, și ele erau ajutate să capete încredere în sine și la final, pe lângă alte modele, ele să fie acolo vedeta și să defileze dezbrăcate, practic erau dezbrăcate, cum le-a făcut mama natură. Și așa mi-am imaginat eu, dacă cineva m-ar lua pe mine, dar de ce m-ar lua, nu știu, să mă pună să merg pe podium în fața, deci imaginați-vă, mergeți pe podium goale, așa, în costumul Evei, și multă lume se uită la voi, deci cumva voi sunteți undeva sus, mergeți, trebuie să vă întoarceți, să faceți tot tacâmul. Și da, aveți la dispoziție un halat, să zicem, dar pe care trebuie să-l dați jos la un moment dat, adică să mergeți cu el și să-l pierdeți pe drum, înțelegeți? Un halat de mătase, ceva, v-ați prins despre ce vorbesc. Și aveți voi să purtați un parfum, un parfum care să vă dea încredere în voi, pentru că trebuie să ai încredere să faci chestia asta, adică nu există să mergi gol, nu poți decât să fii îmbrăcat în încredere și în parfum. Da, am zis-o. Da, exact. Aveți voie să fiți îmbrăcate cu două lucruri, cu încrederea în tine și cu un parfum. Ce parfum ați alege? Păi e greu, pentru că, sincer, niciun parfum nu știu dacă mi-ar da atâta încredere în mine încât să defilez goală undeva, să merg goală undeva, nu contează. Deci,
Da, nu, să mă arăt goală, în niciun caz. Dar am selectat două. N-am știut exact care din ele o să aleg fix acum, pentru că ambele se potrivesc decât. Și vorbim de YSL Libre și Alien Essence Absolute. Da, la ce vă așteptați? Între acestea două a fost o bătălie, să zic așa, și acum alegem câștigător. Care îmi dă mie încredere? Care îmi zice că ești un badass? Adică ești cel mai tare, ai încredere în tine să faci orice. Foarte greu, pentru că ambele sunt de femei puternice. Îmi place mie termenul ăsta, femei puternice. Utilizat. Parfumul este pentru o femeie puternică. Parcă nu suntem toate puternice. Da. Asta e o paranteză de-a mea. YSL Libre mi se pare că este genul de parfum care se asociază cu o tipă afaceristă, mie așa mi se pare. O văd la costum. Deci nu o văd în costumul Evei. Și această bombă cu Iasomie, care se simte de la 2 km distanță și automat îți dă încredere în tine, pentru ca să porți așa ceva și să nu te poarte el pe tine, trebuie să ai încredere în tine ca să domini tu acest parfum numit Alien Essence Absolute. Și cu acestea fiind spuse, cred că Alien Essence Absolute este alegerea mea, pentru că purtându-l pe el m-aș simți oarecum îmbrăcată și cumva lumea, nu știu, poate ar fi mai atentă la cum miros decât la cum arăt sau ce arăt, sau înțelegeți ce vreau să zic? Poate ar distrage oarecum atenția acest parfum. Nu pot să zic că mi-ar da încrederea aia în mine să merg goală, pentru că niciun parfum nu ar face asta. Dar cred că Alien Essence Absolute ar fi foarte aproape de a fi acel parfum. Întrebarea cu numărul 2 în acest tag: care este cel mai dezirabil parfum? Aici un pic am fost băgată în ceață, trebuie să recunosc. Pentru că dezirabil pentru cine? Pentru mine, ce îmi doresc eu, sau care să mă facă pe mine dezirabil? Păi m-am înțeles care este de fapt povestea. Eu am conceput-o cam așa. Intri într-o cameră în care se află The Love of Your Life. Da? Dragostea vieții tale, fiecare o avem, acel bărbat. Vorbim aici cu fetele mai mult, hai să fim serioși. Acel bărbat care ți-a rămas la inimă, a fost prima ta dragoste sau cea mai mare dragoste din viața ta, imaginați-vă. Și el este acolo cu mai mulți oameni, da? Și toți se uită cumva la tine, pentru că tu ai intrat în cameră și tu ce faci sau cu ce te dai, cu ce parfum te dai, ca să devii absolut irezistibilă pentru acel bărbat, that guy, pentru acel bărbat pe care tu îl consideri dragostea vieții tale. Și aici mi-a fost un pic greu, pentru că nu știu dacă am întâlnit un parfum atât de dorit, să fie atât de dorit de bărbați. Știu clar că bărbații reacționează cumva la parfumurile dulci și gurmande. Nu prea sunt ei cu parfumurile fresh pe femei, nu știu de ce, consideră că o femeie, dacă este dată cu un parfum mâncabil, automat și lor le declanșează o dorință de a fi mai aproape de femeia respectivă și așa mai departe. Am observat asta și la soțul meu, pentru că de câte ori mă dau cu un anumit parfum, nu există dată să nu îmi zică ceva. Ești dată cu acel parfum, miroși bine. Parcă îl văd așa că roiește pe lângă mine, mai miroase parfumul, mai trece, mai vine, mai... Înțelegeți ce vreau să zic? Deci e acel parfum care captează atenția, pentru că domnii noștri se pare că sunt atrași de unele, nu bombe dulci, unele parfumuri mai dulci și mai pe partea gurmandă. Și acel parfum despre care vă vorbeam este nimeni altul decât Burberry Her. Această bombă dulce, este destul de dulce și dă dependență, eu zic, pentru că vedeți cât am folosit din el și folosesc în prostie. Mă dau cu el, recunosc, în prostie, pentru că îmi place să-l simt, dă dependență, vrei să-l simți și mai mult și cred că acesta este efectul și pe care îl are asupra celor din jur, mai ales dacă sunt bărbați, mă gândesc. Este o căpșunică foarte drăguță și ușor jucăușă cu
O cremă de zahăr ars, un zahăr ars tipic, este o clonă pentru bacara, dar e o clonă mult mai jucăușă și mai fructată și mai tinerică, pot să zic, ceva mai... Nu te iei așa de mult în serios cu acest parfum, dar cumva îl are pe acel vinocoace și eu cred că atrage. De asta soțul meu, de câte ori mă dau cu el, nu se poate abține și îmi zice câte ceva. E ceva acolo. Dacă el îmi zice, înseamnă că e ceva acolo. Și alegerea mea este Burberry Her. Și următoarea întrebare este următoarea cu numărul 3 în acest tag și sună cam așa. Care este cel mai gangster parfum? M-a amuzat teribil acest termen de gangster. Nu mă așteptam în niciun caz să fie folosit în combinație cu un parfum. Adică un parfum să fie gangster. A trebuit să mă gândesc un pic, să-mi imaginez care este contextul în care parfumul de pe tine o să fie gangster. Dar m-am gândit așa la o situație în care, să zicem, că parfumul meu ar fi gangster. Și am ales un parfum, cu toate că mi-a fost greu. Ce am zis eu aici? Cu acest parfum, oricine o să creadă că ești cel mai cel. Adică, cel mai cool, cel mai mișto, cumva, cel mai tare din parcare. Chiar așa am zis. Adică, pe unde treci tu? Imaginați-vă așa scenele alea din filme, când eroul principal vine spre cameră și în spatele lui toată lumea e în haos. Totul a luat o razna, explozii, chestii, trebuie, înțelege, totul e în flăcări, dar el e foarte nepăsător, așa, el e cool, adică el e, să zic, lui nu-i pasă, pe el nu-l afectează faptul că în jurul lui totul o ia razna, că el e stăpân pe sine și el e cel mai tare, se știe că e cel mai tare, are atitudine, deci un parfum care îți dă acea atitudine. M-am gândit așa, deci ai în spatele tău numai explozii și așa și tu vii like a boss și nu-ți pasă, nu te oprește absolut nimic. Și oamenilor din jurul tău, am zis așa, nu trebuie neapărat să le placă parfumul tău, dar să lase o impresie. Clar, nimeni să nu rămână așa, e un parfum ce... Sau să lase un pic de teamă în spate, nu ar strica, un pic de teamă așa, să-l fie un pic teamă de tine, știi? De atitudinea și de parfumul tău să inspire așa un pic de teamă. Nu știu ce m-am gândit automat când l-am văzut probabil la acest parfum. Pentru că are un aspect care mă duce cu gândul la gangster. Este foarte hauriu, ca să zic așa. Vorbim de Opulent Musk de la Latafa. Pe lângă faptul că are un aspect care îmi zice că ar fi cumva potrivit pentru genul acela de persoană de care v-am vorbit, gangster, cu atitudine de gangster, are auriu, are, e opulent, așa, și numele Opulent Musk, adică vă dați seama că e din poveste. Și mirosul, în niciun caz, nu cred că lasă pe nimeni indiferent acest miros. Adică ori îți place, ori nu-ți place, dar oricum ar fi, când treci pe lângă cineva și te-ai dat în prostie cu el, să zicem că un gangsta se dă mult cu acest parfum, treci pe lângă cineva, te-ai dat cu el și n-are cum să nu rămână ce e asta, ce e asta și stai un pic, că ori persoana asta e cool că îl poartă, ori zici, a, dar cum poți să porți așa ceva, dar tot cumva ți inspiră oarecum teamă și respect în același timp, să zici ce vreau să zic. Asta e atitudinea asta gangster, cumva îți inspiră teamă, dar și respect, nu știu cum să vă explic. Cam la acesta m-am dus eu cu gândul automat și la el am rămas. Opulent Musk de la Latafa. Așa, am ajuns la numărul 4. Cel mai inocent parfum. Îmi cer scuze pentru lumină, soarele, ba intră nori, ba iese, ba intră nori, ba iese, deci e așa. E pe droguri, cum zic eu. Deci soarele e pe droguri, nu mai contează. Numărul 4. Cel mai inocent parfum. Aici mi-a fost greu. Incredibil. M-am gândit să fie puritate, inocență. Cumva un parfum care te duce cu gândul la, nu știu, ceva imaculat, ceva neatins, ceva care n-a fost murdărit, ceva cu gânduri pure. Foarte multă puritate aici. Și m-am gândit așa, parfumul care, am gândit o poveste, care îi face pe cei din jurul tău să te vadă pur și eventual, m-am gândit așa,
să se uite la tine și să o vadă pe Maria von Trapp în sunetul muzicii, cântând melodia aia, The hills are alive, știi? With the sound of music. Da, cam acolo te duci. Și știți, e scena aceea cu Maria von Trapp, când, nu știu, cântă pe niște dealuri și e foarte inocentă. Mie mi se pare că e inocentă femeia respectivă, chiar dacă, cum să zic, nu e un copil. Când te gândești la inocență, te gândești oarecum la copii, că ei sunt inocenți. Dar, nu știu ce, mie mi-a sărit gândul la scena aceea cu The Hills Are Alive with the Sound of Music și ea când aleargă pe dealuri și câmpii și totul e verde, floricele pe câmpii, știți ce vreau să zic. Și să meargă cu povestea, am zis că aș avea două din care să aleg. Ar fi Oriflame Women's Collection Innocent White Lilac și o adiție nouă în colecția mea, The Library of Fragrance First Kiss. Și ce, ele două m-au făcut să mă gândesc la puritate, la inocență. Deci e cel mai inocent parfum din cele două. Cred totuși că este Innocent White Lilac, cum zice și numele. Încă m-am dus neapărat după nume, dar chiar este inocent. Este un liliac pur, drăguț, simpatic, nimic altceva după părerea mea. Aici mai găsim câteva note simpatice, jucăușe mai mult, adică roz, nu știu, jeleu roz cu șampanie, floricele roz. Să zicem că și acesta mă duce cu gândul la inocență, dar cel mai mult cred că este acest Oriflame Innocent White Lilac. Este fix cum zice numele, o floare de liliac alb. Mai e și alb imaculat, deci vreau să zic. Floarea de liliac mi se pare așa o floare delicată, parcă dacă o atingi, cumva o murdărești, nu știu cum să vă explic. Sunt mai multe floricele delicate într-un mănunchi acolo și miros, deci mirosul meu cred că preferat când vine timpul liliacului, credeți-mă că eu o iau razna, mă duc la fiecare liliac dacă pot să-l miros. Mă duc să văd liliac înflorit, ce să mai vreau acasă să am liliac înflorit chiar dacă nu ține. Ce să mai vreau să fiu înconjurat de liliac. Deci, și acesta este parfumul cu care mă văd în acea situație. Și acesta era pe locul 2, dar Innocent White Lilac a câștigat. Așa, trecem la întrebarea numărul 5. Cel mai estival parfum. Nu am gândit niciodată care este cel mai estival parfum. Cuvântul estival te duce cu gândul automat la mare, zic eu. Te duce cu gândul la sezonul estival, când se deschid, e sezonul vacanțelor, se deschid plajele și așa mai departe. Adică te transportă la mare, am zis aici. Adică să fie un parfum care să te transporte automat în fața mării. Adică să vezi marea, să o auzi, să simți briza, să simți mirosul acela ușor sărat, parcă să și simți nisipul printre degete, nu știu, sentimentul acela de liniște, oarecum o liniște interioară, pentru că marea te poate liniști dacă ești doar tu și gândurile tale și marea și să auzi cum valurile se lovesc și vin și pleacă. Deci e un sentiment frumos și te mai gândești normal și la momentele de distracție, de exemplu dansezi pe plajă sau pur și simplu e distractiv, te duci nopții, ești fericit, nu știu, te joci cu copiii în apă sau iei o barcă, te duci în larg, nu știu, te arunci în apă, chestii de genul acesta. Deci te face să te duci cu gândul și la distracție. Eu m-am gândit așa, m-am gândit la două, dar sunt de fapt trei parfumuri, două le combin. Vorbim de combinația mea clasică de vară, de la Jo Malone, Lime Basil and Mandarin și Wood Sage and Sea Salt. Vorbim de o lămâie verde cu un pic de busuioc și cu mandarine, adică multe citrice, dar ușor mai lemnoase, mai pe partea masculină, foarte puternic acest parfum ca bază. Și pe deasupra vine aerisitul de Wood Sage and Sea Salt, care miroase un pic a lemn din acela care a stat un pic pe plajă și a fost cumva lovit de apă, e un pic umezit și acel aer sărat, acel gust ușor sărat pe care ți-l lasă mare, așa când te gândești la mare, te gândești la asta. Și automat cele două merg de minune împreună, chiar
a zis că mă transport așa pe plajă sau, nu știu, la o plimbare pe faleză, v-am mai povestit eu despre ele. Aceasta ar fi combinația care merge la fix pentru această poveste. Sau am mai descoperit unul recent de la Tezorii d'Oriente și vorbim de talasoterapie. Așa arată sticla, nu știu dacă se vede, dacă focusează ceva. Este un albastru marin și când l-am mirosit, l-am luat din greșeală, pot să zic că l-am luat pentru că eram curioasă, pentru că era nou. Acest parfum fiind nou, mi-a atras atenția și am zis, hai să vedem cum e. L-am luat acasă, ești blind, fără să-l miros, și acasă am rămas surprinsă. Deci, miroase fix a mare a albastru. Mie îmi vine în cap mare albastră, foarte acvatic. Este unul dintre cele mai acvatice și ușor sărate, din nou. E vibe-ul acela de sărat. De, nu știu, te duci cu undul la o algă marină, la marea, dar cumva în adâncuri. Dar este și distractiv așa. Eu l-aș vedea purtat pe plajă la o petrecere, poate, sau... Și chiar ar merge. Nu este prea mult să stai la plajă cu el, să te dai un pic acolo, sau seara să te dai cu el. Mie mi se pare că e sezonul estival într-o sticlă acesta, chiar mă duce cu gândul acolo. Dar, acum nu știu care să zic că va câștiga, acestea două mi se par mai reușite, dar cred că îl aleg pe Tezorii d'Oriente dacă e să mă ducă cu gândul la cuvântul estival și sezonul estival, nu neapărat doar la mare, ci și la distracția de la mare. Poate acesta ar fi mai distractiv să-l folosești când ești acolo. Și am ajuns la numărul 6 din acest tag. Întrebarea asta, care este cel mai zgomotos parfum? Zgomotos. Da, ați auzit bine, zgomotos. Cum un parfum poate să fie zgomotos? Da, poate să fie zgomotos. Și încă cum? Foarte zgomotos. Adică parfumul, cum ar fi, vorbește, țipă. Uite-te, miroase-mă, sunt aici, dar ce sunt eu, dar ce miroase, știți? Parcă țipă așa, vezi, eu miros a nu știu ce, uite-te la mine, știi? Parcă țipă cineva în urechea. Deci așa mi-imaginez eu că ar fi un parfum zgomotos, dacă parfumul ar putea să facă acest lucru. Și aici am preluat un pic povestea, bine, am modificat-o eu nițeluș, dar e în principiu povestea fetelor care au făcut acest tag. Ai ajuns la operă, eu am zis operă, nu știu, cred că ele au zis altceva, sau un eveniment oarecare, seara, și cumva ești într-un spațiu destul de mare, dar lumea din jurul tău nu te vede. Nu știu, ești la un balcon sau ești cumva ascunsă sau ești, nu știu cum să zic, la o distanță de mulțime și deodată lumea începe să se întrebe, e freamăt, toată lumea se întreabă, dar ce miroase așa? Dar lumea e nebunită, dar se întreabă unii pe alții, dar știi cumva ce miroase așa? Adică e rost de bârfă un pic, așa, toată lumea bârfește, dar ce cu parfumul ăsta? Ce miroase așa? Parfumul cumva stârnește o gălăgie, pentru că parfumul tău e gălăgios, pentru că tu nu ești acolo, dar parfumul tău va se aude, se simte și lumea vrea să știe ce e asta, ce e parfumul acesta pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Nu l-am mai întâlnit. Nu prea există așa ceva, că toată lumea caută acel parfum unic pe care nu l-a mai simțit nimeni. Asta este boala celor care iubesc parfumurile, până la urmă acolo ajungi să vrei să nu miroși neapărat ca toată lumea. Asta este un aspect. Ce am zis eu aici? La acest parfum lumea o să reacționeze așa. Dar ce miroase așa? Da, miroase a sărat? Da, miroase a smochină? Da, miroase a icre negre? Da, miroase a sânge? Da, miroase a levajan? A ce miroase? Păi vă spun eu a ce miroase. Miroase a Humanity de la Mugler. Da, acesta este un parfum gălăgios. Când îl iei în mână, e gălăgios de numai. Dacă ai acest capac de care nu poți să scapi, cum am încercat eu de altfel și da, îmi place să fac așa. Nu-mi place pentru că e gălăgios la propriu când îl folosești, dar și mirosul lui te face să nu scapi neobservat. Clar că dacă te dai cu acest parfum și ești într-o mulțime de oameni și te dai, adică te dai binișor. Eu nu recomand să vă dați prea mult cu acest parfum,
Dar să zicem că cineva i-a scăpat mâna și s-a dat ceva mai mult. E bine, cam lumea o să vorbească, dar ce este parfumul acesta? Unii o să fie nebuniți, alții o să fie oripilați. Vă zic din start că se împarte lumea în două tabere diferite și asta este ce face, după părerea mea, un parfum gălăgios. Este acea combinație de smochină sărată cu caviar, icre negre, mă rog, mai multe, dar în principiu simți un gust de sărat, lumea mai se duce cu gândul la miros de sânge, miros metalic, am auzit, da, înțeleg, pe mine nu mă duce gândul acolo, dar clar e un parfum gălăgios. Am ajuns la numărul 7, mai avem puțin și terminăm acest tag. Care este cel mai confortabil parfum? Aici m-am gândit așa, confortabil, ce vrea să semne confortabil, adică te simți bine, simți comodă, cumva, purtându-l, nu e nimic prea pretențios. Adică eu nu mă văd, nu știu, cu un parfum care inspiră, nu știu, o rochie neagră de seară și niște perle la gât, mie nu mi se pare că acela e un parfum neapărat confortabil, adică nu mă face să mă simt confortabil, mă face să mă simt bățos, așa, trebuie să fiu, să ai o atitudine elegantă cu acel parfum, să fii îmbrăcată în concordanță cu acel parfum și automat mă gândesc la parfumul care mi-aduc liniște, parfumele acelea te pui la un film și te culcușești într-o păturică și vrei să fii liniștit și e totul bine și frumos. Eu am zis aici parfumul care ți-aduce liniște, te simți, eu m-am gândit așa, te simți cum te simțeai când erai mic, mică și, nu știu, te loveai, te îmbolnăveai, erai puțin, nu te simțeai bine. Și unde ți era cel mai bine? Ce căutai? Căutai așa, căutai, nu știu, alinarea, brațele mamei, când în brațele mamei, când venea mama și te pupa, era cel mai bine, parcă străcea și durerea și tot. Și era așa un loc confortabil, era cumva cel mai bun loc de stat și parcă toate grijile erau luate, nu știu, sau m-am gândit și la treaba cu o păturică, stai cu persoana iubită, stai în brațele persoanei iubite sau, nu știu, afară ninge, plouă, tună, e vreme rea și tu stai acasă undeva lângă un geam, deci tună, bate, crivăți un geamul tău, dar tu stai sub o păturică la căldurică cu ceva, un vin fiert și eventual și un șemineu lângă tine și tu ești bine și frumos și ești liniștit și chiar îți place să te uiți așa cum bate ploaia în geamul tău sau crivățul sau whatever. M-am gândit clar la ceva, fie cu mosc, fie ceva pudrat. Și am pentru ambele aici, ambele variante și o să aleg ceva împreună cu voi acum pe cameră. Ceva cu mosc. Clar, clar, cred că ați văzut asta. You saw that coming, right? Narciso Rodriguez For Her. Da, este parfumul meu cu mosc și cu trandafir. Un trandafir roz frumos. Care, nu știu, mă liniștește. E un fel de pielea ta, dar miroase mai bine. Pielea ta, cea mai curată piele, pielea ta cumva liniștită. O piele liniștită. Dacă înțelegeți ceva, ce vreau eu să zic acum, cred că mă înțelegeți. Este fix parfumul ăla cu care te-ai putea duce la somn cu el și nu te-ar deranja în niciun caz. Deci Narciso Rodriguez, varianta EDP, varianta roz. Sau mai este parfumul care pe mine m-a nebunit în ultima perioadă. L-am descoperit dintr-o pură întâmplare. Deci a fost un accident, să zic așa, nu mă așteptam. L-am primit blind la un schimb, practic eu căutam alt parfum, l-am obținut și alături de acel parfum mi-a venit și acest parfum care se numește Jil Sander Simply, Simply Pudre. Știu, are un capac roz, el în mod normal are un capac negru, deci aici nu e un capac roz, e un capac negru, dar așa mi-a venit acest parfum de la persoana respectivă. Știu că mai este un parfum Jil Sander Simply Pudre Intens, care are capacul acesta roz și cred că a fost schimbat cumva capacul, dar e același lucru. Deci să nu vi se pară ciudat că acesta are capac roz și voi îl găsiți cu capac negru. Acesta este pentru mine obsesia momentului, pentru că m-aș da. Gândiți-vă că el a venit destul de plin și eu l-am consumat ceva în foarte puțin timp. Pentru că mă dau el în prostie, când mă duc la culcare, când
să stau prin casă, când vreau să mă simt bine cu mine, confortabil. Vorbim de fix mirosul acela de pudră de bebeluș. Asta, pudră de talc, pudră de bebeluș. Cumva te duce gândul la mirosul de piele de bebeluș, care e un miros frumos. Cine a mirosit capul unui bebeluș știe la ce mă refer. Adică toată lumea zice că bebelușii când sunt mici miros frumos. Că miros a pudră de talc și laptele încă, adică ei nu se hrănesc cu mâncare, ei se hrănesc cu laptele mamei și automat ei miros frumos, n-au toxine în ei, înțelegeți? Și acest parfum acolo mă duce cu gândul de parcă e parfum de bebeluș, copil nou născut, ceva de genul. Pudră de talc amestecată cu orez, deci simți ceva orez acolo, și mosc. Deci, din nou, și acesta are mosc. Dar este un mosc pudrat. Și, dacă ar fi să aleg, nu știu acum să vă zic, chiar e greu, dar obsesia momentului cred că câștigă și câștigă acest Jill Sander Simply pudre, care, v-am zis, a venit așa din neant și a, cum să zic, mi-a căpătat toată atenția, nu știu, m-aș da cu el în prostie în continuu. Acesta este parfumul meu confortabil pentru moment. Așa, dragilor, și am ajuns la ultima întrebare, întrebarea cu numărul 8. Parfumul care te descrie cel mai bine? Ai de capul meu! Da, vedeți ce mână fantomatică am, da, pentru că lumina vine direct pe mine acum, în curând o să-mi invadeze toată fața. Da, hai să ne întoarcem la tag. Parfumul care pe mine mă descrie cel mai bine. A fost greu. Și n-am știut ce să zic aici. Ce să mai zic? Am zis așa, acel parfum care te reprezintă, atât ca miros, cât și ca aspect, adică aspectul sticlei să semene oarecum cu tine, să te vezi în sticla respectivă, să te reprezinte cumva, nu știu, filozofia din spatele parfumului să te reprezinte sau parfumierul, tot ce înseamnă acel parfum. Am ales să selectez un singur parfum și nu două. Știu că fetele au făcut unul pentru sticlă și unul pentru miros. Am zis să le combin. Și ce credeți că a ieșit? Ce parfum a ieșit? Ce parfum mă reprezintă atât la sticlă cât și la miros? Nu știu, a fost foarte greu. Știu că o să ziceți că am ales Insolans, dar nu, n-am ales Insolans. Fumea, n-am ales Insolans. Dar am ales o veche iubire, foarte veche de-a mea, un parfum care mi-a fost mult timp semnătură. Ia să auzim corul. Vorbim de Alien de la Mugler, normal, Alien, clasicul Alien și nu ce avem aici Alien Essence Absolute, pentru că acesta ca și sticlă mă reprezintă mai mult, după părerea mea, pentru că este mov. Știți că v-am zis că eu sunt cu movul, sunt disperată cu movul și acesta e un pic ciudățel, așa ca mine, e un pic extraterestru, e de acolo, n-am mai văzut o sticlă asemănătoare, deci eu sunt un pic trilulilu și cumva mă recunosc în sticlă, dar și în miros. Mirosul de iasomie cumva, dar o iasomie altfel, o iasomie misterioasă, cu o ambră frumoasă. Mie mi se pare că mi se potrivește. Acum este părerea mea, ce consider eu, în ce parfum mă văd eu cel mai bine. Și a ieșit câștigător Alien de la Mugler, clasicul Alien. Vai, ce surpriză, ce surpriză. Dar cred că ați bănuit și alt parfum, v-am zis eu care a fost mai devreme. Dar nu, a câștigat până la urmă și la aspect și la miros Alien de la Mugler. Îl punem aici și avem toată colecția completă pentru acest tag. Sper că v-a plăcut. Să-mi lăsați și voi în comentarii dacă vreți să răspundeți la aceste întrebări în comentarii și dacă, desigur, nu vă oblig, dar să vă gândiți, așa vă dau temă pentru acasă, să vă gândiți la poveștile pe care vi le-am spus sau poate alte povești și să ziceți ce considerați voi a fi, mai ales la ultima întrebare, parfumul care vă descrie cel mai bine. Acolo sunt foarte curioasă să văd, să vă văd prin parfumurile pe care le alegeți. E interesantă această perspectivă. Bun, eu nu știu dacă voi tăgui pe cineva, nu prea fac eu lucrul acesta. Desigur, tăguiesc pe oricine care se uită la acest clip și
filmează clipuri, le pune pe YouTube, poate să facă acest tag mai departe, să dea mai departe, să fac mai multă lume. Bun, cam asta a fost tot. Eu v-am lăsat, v-am pupat, vă doresc un weekend cât se poate de frumos, să faceți ce vă face pe voi fericiți, să vă relaxați, să vă duceți în natură, nu știu, să ieșim un pic și să ajungem la o normalitate sau cât de aproape de normal. Ce înseamnă normal este o discuție lungă, dar nu intrăm acolo. Eu v-am lăsat, v-am pupat. Ciao, ciao! Ați zis că vreți un haul creativ și vesel? Păi vă dau un haul creativ și... Haul? Bă, numai hauluri am în cap, mă! Dar nu e haul ăsta! Cumva vreți un tag creativ și vesel? Cumva vreți un tag creativ și vesel? Păi astăzi avem exact asta, un tag, what? Adică cel mai cel, din diferite ipostaze, să vedem care este cel mai așa, cel mai așa. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Nu înțelegeți nimic. Nu erau invers. Aici a fost un pic ciudat, cel mai dezirabil parfum, dezirabil de către mine, de către... Întrebarea cu numărul 2 în acest tag este, care este cel mai Păi vă spun eu ce miroase. Miroase a Angel.